Mușetești nu mai curge apă la robinete de aproape 2 săptămâni. Cei mai norocoși dintre localnici au fântâni în curte. Alții au solicitat la începutul acestei săptămâni sprijinul pompierilor pentru că nu mai aveau cu ce să adape animalele din ogradă. Subprefectul Sorin Arjoc a anunțat că o comisie se va deplasa în teren pentru a evalua eventualele pagube. Mâine o comisie constituită prin ordinul prefectului, comisia de evaluare a acestor situații de urgență, se va deplasa la localitatea Mușetești pentru a evalua și analiza situația pagubelor create. În urma întocmirii procesului de evaluare, primăria Mușetești ar putea solicita bani de la stat pentru a reface zona afectată. Comisia este formată din reprezentantul instituției prefectului, al Consiliului Județean, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspecția în Construcții. Sunt proceduri stabilite prin sistemul de management al situațiilor de urgență și acestea sunt proceduri prealabile obligatorii pentru ca în viitor, în măsura posibilităților, să se poată emite un proiect de hotărâre de guvern pentru obținerea de sprijin de fonduri din fondul de rezervă la dispoziția guvernului. Și o echipă de la primărie a mers în teren, însă nici până acum nu s-a rezolvat problema. Angajații primăriei au încercat să dezghețe conducta, însă nu au reușit. Am organizat comandamentul de urgență, pe care am stabilit să urcăm cu 20 de oameni să încercăm să dezghețăm conducta de apă. Am urcat, am organizat toți oamenii pentru a merge împreună cu mine în munte. Am încercat să o dezghețăm, nu am reușit. Am reușit până la un moment dat unde am lăsat-o să curgă. Dimineața când am mers împreună, conducta era înghețată în totalitate. Cu butelii cum ați fost? Cu butelii, cu cu foc pe marginea conductei, pe o distanță de 1,5 km, unde era mai la suprafață conducta. În anul 2016, tot în urma acestor proceduri, județul Gorj a reușit să atragă fonduri importante de la guvern. Banii au sprijinit autoritățile locale din Gorj pentru a reface zonele afectate de inundații.